Dr. Meat Shop. Produse dedicate sănătății tale. Un produs marca Dr. Bogdan Ivănescu. Bine ați venit la Dr. Meat. Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor medicale ce spun că dulciurile duc la diabet sau că berea îngrașă. Pentru că deja am dezbătut aceste subiecte, este momentul să intrăm mai în detaliu și să înțelegem mai științific treaba cu caloriile. Ce este o calorie și mai ales de ce un gram de proteine nu are același număr de calorii ca un gram de lipide. Înțelegând aceasta, ne vom păzi mai bine de reclamele ce ne îndeamnă să alegem una în defavoarea celeilalte. Astăzi aflăm câte calorii are o proteină, o lipidă, un glucid, o vitamină, colesterolul, mineralele și răspundem credinței populare ce pare a se răspândi și care spune că apa are calorii. Dar să începem cu începutul. O calorie este o unitate de măsură pentru energie care arată câtă energie este necesară pentru arderea unui kilogram de benzină, a unui gram de benzină, pentru încălzirea cu un grad Celsius a unui gram de apă la presiunea de o atmosferă sau unui kilogram de apă. Ați avut de fapt de ales între două variante, benzină și apă. Apa este adesea folosită ca etalon științific, deci în realitate avem de ales între varianta a treia și a patra de răspuns. Iar aici intervine diferența între calorie și kilocalorie. Răspunsul corect este al treilea. O calorie reprezintă cantitatea de energie necesară ridicării cu un grad Celsius a temperaturii unui gram de apă la presiunea de o atmosferă. Vedem pe ambalaje kilocalorii, dar auzim vorbindu-se de calorii. Care este diferența? O kilocalorie reprezintă 10 calorii, 100, 1000 sau 1 milion de calorii. Kilo este un prefix ce indică multiplicarea cu 1000, deci o kilocalorie cuprinde 1000 de calorii. Și ca să vă speriați de pe acum, ceea ce vedeți pe ambalaje sunt kilocalorii. Pentru cunoștința voastră, o calorie se măsoară în juli, iar o kilocalorie firesc în kilojuli. De unde ar avea o proteină, un glucid sau o lipidă energie ca prin combustie să încălzească apa? V-ați spus și voi această întrebare, nu-i așa? Ei bine, energia din aceste structuri este determinată de concentrația de atom de oxigen din proteine, glucide, lipide și orice altceva am comparat, de prezența azotului, de densitatea energetică a structurii analizate sau încă nu se știe cu exactitate. După cum deja bănuiți, nu este vorba despre niciun miracol în diferențele de calorii dintre proteine, lipide și așa mai departe. Totul este condiționat de densitatea energetică, care include informația de la varianta 1 și a doua de răspuns, deci răspunsul corect este al treilea. Care sunt elementele primare din care sunt alcătuite majoritatea proteinelor, lipidelor și glucidelor? Oxigen și hidrogen, carbon, azot sau din toate acestea? Probabil că ați ales a patra variantă de răspuns și bine ați făcut. Toate acestea se regăsesc mai mult sau mai puțin în componența elementelor luate în discuție. Cu siguranță știți că un gram de proteine are un număr diferit de kilocalorii față de un gram de lipide sau de glucide. Ce determină această diferență? Numărul de atom de carbon din formulă, numărul de atom de oxigen, de hidrogen sau de azot? În acest moment aflăm cea mai importantă informație din nutriție și care vă va deschide ochii. Cu cât mai mulți atomi de azot în formulă, cu atât mai puține kilocalorii. De ce? Pentru că azotul trebuie extras din formula chimică înainte ca aceasta să intre în procesul de desfacere în elemente din cadrul respirației celulare, ceea ce reprezintă un pas în plus în metabolizare, de unde și numărul mai mic de kilocalorii al unui gram de proteine, de exemplu. Acum că știți aceasta, iată ordinea numărului de kilocalorii de la mare la mic. Lipidele, 9 kilocalorii pe gram. Alcoolul, 7 kilocalorii, carbohidrații, 4, iar proteinele, tot 4 kilocalorii. Restul de elemente, vitaminele, mineralele, colesterolul și apa, nu au calorii, fiind absorbite și utilizate precum se află. Deci când cineva face reclamă la apa fără calorii, puteți râde copios. Pe scurt, ați aflat cea mai importantă informație din nutriție. De ce alimentele au calorii și câtă energie ne oferă fiecare proteină, glucid, lipid și carbohidrat. Și tocmai ce vi s-a confirmat că alcoolul îngrașă. Curios să afli și alte informații medicale interesante? Atunci vizitează pagina Facebook a emisiunii sau accesează drmeat.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Meat. Dr. Meat Shop.
Produse dedicate sănătății tale. Un produs marca Dr. Bogdan Ivănescu.